În numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Hristos a înviat. Amin. Și slăvit să fie Domnul. Amin. Mă bucur atât de mult de cuvântul sfânt al Evangheliei, care ne îmbărbătează și ne spune însăși din partea Domnului Iisus că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent. Hristos să fie prezent în inima noastră și în această dupămasă, o dorim din toată inima și îl chemăm și l-am chemat de la început să-și facă prezența, dar pentru aceasta să ne ajute tot El, Dumnezeul nostru sfânt și bun, să ne deschidem inima la orice cântare, la orice poezie și la cuvântul Său care e rostit de aici din față și uneori cu greșeli. Altădată cu neputință. Fiecare știm problemele noastre și ne dăm seama că am greșit abia după ce am plecat de aici. Sau ajungem peste săptămână și ne gândim ce am spus în duminica trecută. Aceasta dă dovadă de parte firească a noastră, de slăbiciunile noastre care s-au arătat încă de la început în ucenicii Domnului, s-au arătat în toți oamenii mari. N-a fost niciunul sfânt perfect decât unul singur, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus. De aceea am dorit ca El cu perfecțiunea Lui, cu dragostea Lui, cu bunătatea Lui, cu puterea și slava Lui cea mare să ia loc în inima fiecăruia dintre noi. E atât de important să fim cu Domnul. Și spune cuvântul și cu ai Săi. E atât de frumos să fim împreună unde sunt adunați doi sau trei numele Lui. Pentru că cuvântul ne îndeamnă să vorbim între noi cu psalmi și cu cântări de laudă. Și ne străduim să facem lucrul acesta. Nu-l facem în modul cel mai perfect și așa cum ar trebui să-l facem. Pentru că iar zicem, suntem totuși slabi. Dar Dumnezeu să întărească inima fiecăruia prezent în locul acesta și prezent în alte locuri și în toată lumea, în întreaga lume și să ne facă să fim una cu Hristos, să putem să ajungem, să gândim la fel, să iubim la fel, să trăim la fel după cuvântul sfânt al Evangheliei. Aș vrea să citesc câteva versete din Faptele Apostolilor, capitolul 6, începând cu versetul 1 până la 6, unde cuvântul ne spune: în zilele aceea când s-au înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duh Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena, pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor după ce s-au rugat și au pus mâinile peste ei. Amin. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să mă opresc la un verset, la versetul 4, unde propunerea cea mai bună și cea mai doritoare de sufletele noastre și a celor care au făcut această propunere: iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului, slăvit să fie Domnul. Pentru ce am venit în locul acesta? Să stărduim în rugăciune, în propovăduirea cuvântului, în cântări de laudă, pentru a-i aduce mulțumirea noastră lui Dumnezeu, Cel care ne iubește și ne-a iubit întâi.
Apoi am ajuns să înțelegem că merită să-L iubim și noi. Merită să trăim cu El, să trăim acest cuvânt și să fim împreună cu cei dragi și scumpi, așa cum au fost copiii lui Dumnezeu încă de la început, așa cum au fost cele care astăzi își serbează sau biserica le-a închinat o zi și spune în calendarul nostru Duminica Mironosiților. Acele sfinte femei, acele femei pline de mir, cu mirul după ele, umblând mereu parcă după Domnul, umblând la picioarele Domnului să-L pună, umblând să umbăgă trupul lui Iisus și să-L facă cât mai frumos. Și aceste sfinte femei au fost mereu împreună cu ucenicii adunați la rugăciune și la ascultarea cuvântului. Și cuvântul ne spune despre ucenici și toate femeile mironosițe că toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Dacă n-au avut dorința, dacă n-au avut plăcerea, dacă n-au avut curajul ucenicii să fie toți împreună cu sfintele femei, cu mironosițele acestea la crucea Domnului Iisus, vedem că după învierea Domnului stăteau cu mironosițele ascunși acești ucenici împreună într-o odaie și vorbim de vreo trei duminici despre această stare, despre această adunare a ucenicilor și a sfintelor femei în odaia de sus. Și ne vom permite și mai vom vorbi și peste an, pentru că merită, este ziua astăzi închinată sfintelor femei. Ar fi un fel de o martie pentru Biserica Ortodoxă și pentru copiii lui Dumnezeu, care având în calendar această zi numită Duminica Mironosiților, Duminica Sfintelor Femei, merită să vorbim despre ele și despre starea lor înaltă și binecuvântată de a fi în părtășie cu ucenicii, de a fi la picioarele crucii în rugăciune și ascultând cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul ne spune că toți stăruiau într-un cuget și în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și Maria, mama lui Iisus, în versetul 14. Iar dincolo, unul din ucenici propune că noi să stăruim în rugăciune și în propovăduirea cuvântului, nu să stăm la mese. Noi suntem chemați să stăruim mereu în rugăciune, pentru a putea merge înainte, pentru a putea ne întări pe noi și a ajuta și a întări și pe cei din jurul nostru. Arma cea mai veche și cea mai puternică a unui om, a unui creștin în special, a fost și este rugăciunea. Ea luptă, dă o luptă puternică împotriva ispitelor. Rugăciunea este aceea care se face stăruitoare atunci când sunt boli, sunt necazuri, în suferințe, atunci când vrei, ai o dorință și vrei ca Dumnezeu să ți-o împlinească. Dar bine ar fi ca noi să fim nedespărțiți de rugăciune, adică de Domnul prin rugăciune. Pentru că este o armă universală, rugăciunea, care au folosit-o sfintele femei, ucenicii, în special după învierea Domnului Iisus. În special după atâtea observații făcute de Domnul când le spunea puțin credincioșilor și ei cereau, Doamne, mărește-ne credința. În special pentru faptul că erau puși în situații diferite și se făceau de rușine. Și atâtea situații au avut ucenicii când au dat dovadă că ei sunt cu Domnul, dar sunt tare departe de El.
Parcă nu erau o inimă și un gând. Parcă nu doreau ce dorea Domnul de la ei și ceea ce pretingea învățătorul de la ucenicii săi. Și acum vedem, după ce nu-l mai au pe Domnul, după ce Domnul murise și înviase, mai stă vreo 40 de zile cu ei și încep să se roage. Și în special după înălțare, pentru că aveau alte promisiuni, aveau alte dorințe de a fi mai puternici, de a merge mai departe și de a lucra împreună cu Hristos și în locul lui Hristos aici pe pământ, între cei cu care ei erau. Când disperarea este mare, de multe ori gura tace și încep să vorbească lacrimile credinței. Atâtea mame, atâtea soții, atâtea persoane în disperarea cea mai mare nu mai pot nici să se roage. Și atunci curg lacrimile și roi și ele sunt acelea care, cuvântul spune, o învățătură spune că un înger a Domnului stă și adună aceste lacrimi la un loc care vor fi o mărturie în veșnicie pentru fiecare dintre noi. Domnul Iisus este acela care în zilele vieții sale pe pământ s-a rugat cu lacrimi și strigăte mari către Dumnezeu. El cerea să-i ușureze starea. Domnul Iisus cerea să fie izbăvit de moarte și multe alte lucruri. Cerea ca un om, nu ca un Dumnezeu. Cerea ca un om. Noi de multe ori cerem de la Domnul multe lucruri. Dar nu întotdeauna se îndeplinesc, nu întotdeauna rugăciunile noastre sunt primite sau dacă sunt primite, nu ne răspunde Domnul imediat la rugăciune. Și atunci ne întrebăm, disperați noi ca oameni, de ce, Doamne? Cuvântul ne spune în Iacob, printre altele, în versetul, capitolul 5 cu 13, este unul din voi în suferință să se roage. Și de ce? Pentru că rugăciunea făcută cu credință și lacrimi va mântui multe suflete. Cât ne rugăm noi este una din întrebările care vreau să le pun în după masa aceasta. Cât stăruim noi în rugăciune? Cât stăm noi în părtășie cu Hristos? Cât cerem Domnului o credință mai puternică? Doamne, mărește-ne credința, cum au cerut ucenicii. Cât cerem de la Domnul? Doamne, umple-ne de puterea Duhului Sfânt. Dă-ne mai multe putere. Întărește-ne, Doamne. Ajută-ne să fim mai stăruitori în trăirea cuvântului Tău și în mărturisirea la cei din jurul nostru. O cântare spune printre altele, roagă-te întotdeauna, mai înainte de orice gând, rugăciunea-ți limpezește ori și ce întrebări oricând. Roagă-te pentru viață, roagă-te pentru sfârșit, însă pentru veșnicie, roagă-te necontenit. Sfântul Evanghelist Luca spune în capitolul 5 cu 16, Iisus se ducea în locuri pustii și se ruga, cerea ajutorul și harul lui Dumnezeu pentru încercările grele care știa că vin peste el. Doamne, atât de puțin timp ne facem unii dintre noi pentru rugăciune. Luther, un mare om al lui Dumnezeu, care l-a iubit pe Domnul, spune printre altele că am multe de făcut într-o zi, de aceea primele 3 ore după ce mă trezesc dimineața le voi fi folosit pentru rugăciune. Primele 3 ore din zi vreau să le încep cu Domnul. Primele 3 ore vreau din zi să le dau Domnului. Pentru ca, indiferent câte probleme am după aceea, să nu fie luată rugăciunea de pe ziua respectivă, să nu rămân fără rugăciune, să nu rămân fără părtășia cu Hristos. Copiii credincioși, copiii lui Dumnezeu,
cresc frumos în spatele unor mame, unor mironosițe, unor femei sfinte, unor mame sfinte și astăzi, atunci când rugăciunea nu este lăsată deoparte și nu este uitată. Acești copii care au mame credincioase, care se roagă cu dragoste, cu putere, au o părtășie permanentă cu Hristos, cu Dumnezeu, sunt niște copii binecuvântați. Și în felul acesta îi vedem că sunt între noi în adunare, îi vedem că trăiesc o viață frumoasă în afara adunării, îi vedem că au părtășie cu Hristos prin felul lor de a fi. Rugăciunea este o luptă spirituală care se dă de fiecare dintre noi, care se vede în viața fiecăruia dintre noi și ajunge să-l îndepărteze pe diavol, luptă împotriva diavolului și spune diavolului, pleacă de aici, înapoi a mea satanul, cum a spus Domnul Iisus. Rugăciunea ne ajută să se întărească sufletul, să primească putere, să primească curaj și să meargă înainte cu Domnul Iisus. Cuvântul ne spune să ne priveghem și să ne rugăm pentru a nu cădea în ispită. Cei care se roagă mai mult au de ispășit ispite mai puține, iar cei ce se roagă mai puțin sau nu se roagă deloc au mereu încercări și mereu ispite. Dar Domnul vine în ajutorul celor care țin o legătură, cer de la El ajutorul, cer de la El putere, cer credință, cer statornicie, cer ca Domnul să fie părtaș cu ei la orice întâmplare, la orice stare, și la bucurii și la necaz. Ținta rugăciunii fiecăruia dintre noi este urechea lui Dumnezeu și inima lui Dumnezeu. Cât de important este ca Dumnezeu să audă rugăciunea ta și la inima lui Dumnezeu să pătrundă rugăciunea ta și a mea. Atunci, cu siguranță, rugăciunea noastră este dusă la deîmplinire. Ajutorul lui Dumnezeu îl simțim și îl vedem în inima noastră și noi putem spune că trăim cu Dumnezeu, trăim în Hristos. Un om pe patul de moarte, printre altele, a spus, aș fi dorit să mă fi rugat mai mult, să mă fi rugat mai bine și mai cu putere, chiar dacă aș fi lucrat mai puțin. Doamne, noi de multe ori vrem să lucrăm cât mai mult și uităm de rugăciune. Nu mai avem timp de rugăciune, sunt atât de ocupat că nu mai pot. Și ajungem acasă, mâncăm ceva sau nu mai mâncăm și cădem de oboseală. Nu mai putem, suntem izvotoviți și credem, trupul, Duhul este plin de râvnă, spune cuvântul, dar trupul neputincios. Și de aceea e bine, ori de câte ori avem ocazia, în orice împrejurare și în orice loc să folosim rugăciunea și să fim în părtășie cu Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu. Aș fi dorit să mă fi rugat mai mult, spune acest om, pentru că acum aș vrea să mă rog, dar sunt pe sfârșite. Va veni în curând și ziua despărțirii, nu uita. Este o cântare, o poezie. Nu-ți lega prea mult în lume de nimic inima ta, ca să nu plângi veșnic, greu și dureros. Inima ți-o leagă numai de Hristos. Inima noastră se poate lega de Domnul Iisus prin rugăciune, prin părtășie cu El. Și ajungem la urechea și la inima lui Hristos, la inima lui Dumnezeu, așa cum suntem noi, cu neputințele noastre, cu slăbiciunile noastre, cu starea noastră în care suntem și Domnul ne iubește. Ce mult s-a rugat o mamă sfântă, Ana, mama lui Samuel, și a cerut de la Domnul cu toată puterea să-i dea un copil, pentru că toți râdeau de ea.
o considerau chiar beată, o bajocoreau că era stearpă și așa mai departe. Dar ajunge de la, să ceară la Domnul cu lacrimi în permanență acest copil și promite Domnului: Doamne, dacă mi-l vei da, să-l voi încredința ție. Și așa a făcut Ana. S-a dus la templu după ce a avut copilul și l-a încredințat templului, lui Dumnezeu, l-a dus și l-a pus în fața lui Dumnezeu și a spus: Doamne, Tu mi l-ai dat, îți mulțumesc, sunt bucuroasă că acum nu mă mai arată nimeni cu degetul că sunt o femeie stearpă, că sunt o femeie biată, că sunt fără copii, dar vreau să ți-l dau ție. Și l-a dat Domnului. Câte mame ar putea face lucrul acesta astăzi și să se roage așa, să ceară Domnului să primească și apoi să se țină de promisiune și să-l dea Domnului. Am vrea ca cuvântul lui Dumnezeu să ne întărească pe fiecare dintre noi și să ne dea putere să înțelegem acest cuvânt și să umblăm cu Hristos în rugăciune, în părtășie cu El. Iar ca încheiere aș vrea să citesc un îndemn al Sfântului Apostol Pavel către Roman, care spune: și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însăși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Amin. Slăvit să fie Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Amin.